Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am pentru voi unboxing Avon din campania 3. În primul rând am avut pe comandă 5 astfel de produse. Sunt niște activatoare de hidratare, spun ei că ar fi, de la Aniu. Eu spun la fiecare că al doilea ingredient este alcoolul, dar lumea zice că sunt ok, că le place. Așa că am nici comandă. 5 la număr avem aici. Bun. În continuare, tot pe comandă, un spray de la Footworks pentru picioare. Foarte bun, foarte ok și eu îl recomand. O cremă de mâini de la Avon Care, Radiant Rose. Nu, Radiant, nu știu de ce aveam impresia că se numește roz. Este cu unde și ea și apă de trandafiri. Și tot pe comandă am și un ruj. Acesta este Perfectly Matte și este în nuanța Hibiscus Blossom. Ultimul produs pe comandă de aici este acest parfum de la Persif, varianta de 30 de ml. Și eu mi-am comandat aceste dischete pentru exfolierea tenului de la New Clinical. Și fiindcă am avut comandă de 120 de lei din gama Aniu, am putut să-mi aleg această cană, pahar, cum vreți voi să-i spuneți, cu 5 lei. V-am arătat-o mai bine în ofertele din campania 3. Aș încerca să o desfac, dar cu siguranță nu o să pot cu o singură mână. Hai să vedem. Nu, n-are rost să mă chinui. Oricum am să-i fac o poză și am să o pun pe Instagram. Dacă vă interesează, vă uitați acolo. Bun, mi-am comandat acel set format din mai multe produse și în primul rând am avut așa apa aceasta de toaletă, Avon Surreal Utopia. Așa arată foarte bine, dar cam așa, invers, nu știu. Oricum, ambalajul este foarte simpatic, de-abia aștept să văd cum este. Cu siguranță am destule parfumuri, da? Da. Ce să-i faci? Un ulei de baie, nu, de corp, cu tumeric și lapte de cocos. La fel sunt curioasă să văd cum este. Ulei multifuncțional. Da. Presupun că este și pentru păr. Nu știu, vă spun mai multe despre el dacă îmi dau seama. Era în set și acest ruj. Puteai să-ți alegi de acolo nuanța. Eu mi-am ales varianta... Bă, dacă se vede. Perfection. Mi s-a părut așa a fi o nuanță cât de cât ok cu ce aș purta eu. Haideți să văd dacă aș reuși să-l desfac cu o singură mână. Ar fi o minune. Gata. Se poate. Stați așa. Scuzați pauza publicitară. Are ambalaj din acesta tip oglindă. Știu că au mai fost așa niște rujuri tot așa cu un ambalaj. Și haideți să vedem și nuanța. Da, ok. Chiar ok. Cam cum se vedea în ofertă. Cam așa este și realitatea. Poate un pic mai spre mov, poate. Dar așa arată cât de cât ok. Sper să fie și ok pe buze. Și mai era la set 5 cataloage, o mostră dintre aceasta Her Story și cred că mai era ceva, dar parcă știu că văzusem pe factură că nu este online. Cam acesta a fost unboxing-ul, sper că v-a plăcut. Urmează, desigur, să răsfăim împreună, imediat, și tot ce vedeți aici. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună. Pa, pa!